Sunteți secretarul general al Ligii Profesioniste, lucrați de foarte mulți ani alături de domnul Gino Iorgulescu. De 10 ani, da, din 2013, 10 ani și un pic. Motivele dânsului sunt temeiate să nu apară în fața presei, lăsând la o parte problemele personale? E genul dânsului, e personalitatea dânsului, nu cred că are nicio legătură. Vedeți aproape zilnic aici la Ligă, cum e Gino Iorgulescu așa din interior? Că toată lumea are impresia că e dispărut, e închis într-o cameră. Nu, nici pe departe nu. Gino Iorgulescu este în fiecare zi la Ligă. Pleacă târziu. Știți cum e, că dacă pleacă șeful târziu de la muncă, tu trebuie să pleci mai târziu. Nu e neapărat un lucru bun, glumit. I-am cunoscut pe majoritatea oamenilor din fotbal românesc. Și cred că are două calități extraordinare. Unu, are încredere în tineri și doi, este dispus să încerce lucruri noi, adică să inoveze, să accepte schimbarea și are capacitatea să se adapteze la această schimbare. Adică până la urmă, faptul că voi l-ați văzut absent nu înseamnă că e absent, ci pur și simplu a spus că nu are niciun interes să iasă în față și a spus-o din 2013, de-aia am și spus că nu are nicio legătură cu problemele personale și a spus ieșiți voi în față, mergeți voi în față, eu sunt omul care vă ajut din spate, dacă vă blocați, dacă vă încurcați, dacă aveți nevoie în zona de reprezentativitate sau în măsura în care aveți nevoie de un lobby, vă ajut cu drag și întotdeauna a făcut-o. Și apropo de lobby, putem să ne uităm la modificări legislative în zona de impozitare, este unul dintre cei care a contribuit esențial la aceste modificări și nu a afirmat-o niciodată. În zona de pandemie s-a luptat în fiecare zi să se redeschidă stadioanele. Ok, din păcate nu s-a întâmplat poate atunci când a avut publicul. Deci este un personaj care nu are ranchiună, care nu este agresiv, care nu este răutăcios, care nu ține cont de faptul că e cu mai multă experiență și are altă opinie decât el și asta l-ar determina să spună bă, eu sunt mai bătrân sau eu fac așa că vreau că sunt președintele Ligii. Nu este. Din perspectiva asta, este omul cu care am colaborat poate cel mai bine în toată istoria asta pe care am în fotbal românesc din 2006 încoace. Îl vedeți mulțumit că a reușit să candideze și să câștige Liga de două ori? Sau îl vedeți așa, nu știu, s-a schimbat dânsul în anii ăștia? De trei ori. De trei ori, nu de două ori. Eu vă mulțumit că nu au fost generate scandaluri. Îți văd mulțumit că în momentul de față suntem pe un trend pozitiv. Îl vedem mulțumit că a reușit să conserve contractul de drepturi media și am asistat chiar la o creștere și sperăm că nu va fi unica în perioada următoare. Îl văd mulțumit că arată fotbalul mai bine, să știți că dacă stai și te uiți cu el la meciuri, e extraordinar. Adică, probabil că ar fi fost un mare antrenor dacă ar fi rămas în acea zonă, că a performat. Dacă ne uităm la ce are în istoric, ar fi fost un mare antrenor. Înțelege foarte bine perspectiva tehnico-tactică și înțelege foarte bine natura umană. Adică ar fi avut abilitatea să construiască echipe mai ceva decât ăla de la Nottingham Forest.